Agenția Județeană pentru Prestații Sociale a controlat în acest an toate centrele sociale și căminele de pe raza județului Giurgiu, însă ceea ce s-a descoperit la Centrul de Asistență Sociomedicală de la Mogoșești depășește orice imaginație. Aici cei 55 de beneficiari sunt tratați în condiții inumane, mănâncă din găleată, stau în frig, nu au toalete și nici geamuri. Nu e posibil ca actuala conducere să-i țină pe acei oameni în frig, în niște spații dezafectate de peste 10 ani de zile, să-i mute înapoi acolo, câte 10-12 în cameră, cu geamuri sparte, să le fie cărată mâncarea cu găleata ca la animale. Este un dezastru total ce se întâmplă acolo. Și am rugămintea către Consiliul Județean să formeze o echipă de control, pentru că este în subordinea directă a dânșilor, o echipă de control să meargă să vadă ce se întâmplă acolo. Noi, ca inspecție socială, am luat măsurile care se impun. Centrul de la Mogoșești a fost amendat cu 120 de milioane de lei vechi, însă dacă nici managerul unității și nici Consiliul Județean nu vor lua măsuri pentru îndreptarea situației, centrul va fi închis. Mai multe amănunte despre așa zisul lagăr de exterminare de la Mogoșești puteți afla imediat după jurnal în cadrul unei ediții speciale.